Bună dimineața, dragi prieteni! Sunt Rafael Udriște și vă spun bun găsit la Universul Credinței, emisiunea de actualitate religioasă a televiziunii române. Vom începe, ca de obicei, cu știrile din actualitatea religioasă de la noi din țară. Vom afla mai multe despre reperele spirituale ale săptămânii viitoare din rubrica Sărbătorile Săptămânii, realizată de Silviu Andrei Vlădăreanu. Vă mai propunem editorialul Universul Credinței, rubrica noastră dedicată copiilor 3 minute din ora de religie, dar și dialogurile dimineții. Invitatul lui Răzvan Bucuroiu va fi Teodor Baconschi. Ora 8 vine cu reportajul Universul Credinței. Cristina Andrei vă propune o întâlnire de suflet cu părintele arhimandrit Vasile Crișan, ctitorul mănăstirii Dumbrava din județul Alba. Rămâneți cu noi pentru că tot în ediția de astăzi, la 8:30, va fi Bucuria Credinței cu Andrei Victor Dochia și părintele Constantin Necula. Un călugăr rugându-se mai de preț decât un parlament mințind la vot. Oricând, oriunde, în orice geografie a lumii. Așa cum un monah făcând rugăciunea de seară sau o monahie, rugându-se pentru slava lui Dumnezeu ca ea să umple poporul, în mod cert, este o scară pe care Dumnezeu intră în popor și ridică poporul. Avem nevoie de ortodoxie ca să rămânem noi. Rămâneți cu noi, jurnalul de actualitate religioasă începe acum. La 5 ani de la exortația apostolică dedicată familiei, Amoris Laetitiae, Papa Francisc a decis proclamarea unui an special pastoral numit Familia Bucuria Iubirii, cu desfășurare în perioada 19 martie 2021-26 iunie 2022, când va avea loc cea de-a 10-a întâlnire mondială a familiilor la Roma. În acest sens, întreaga biserică este îndemnată să promoveze inițiative spirituale, pastorale și culturale pentru a însoți familiile care se confruntă cu provocările timpurilor noastre. Affidiamo alla Santa Famiglia di Nazareth, in particolare San Giuseppe, sposo e padre sollecito, questo cammino con le famiglie di tutto il mondo. Vineri 19 martie, Biserica Catolică l-a sărbătorit pe Sfântul Iosif ca patron al Bisericii Universale. Această celebrare vine în contextul împlinirii a 150 de ani de când Papa Pius al IX-lea l-a proclamat pe Sfântul Iosif patronul Bisericii Universale. Cu acest prilej, Papa Francisc a stabilit ca, în intervalul 8 decembrie 2020-8 decembrie 2021, să fie celebrat un an special dedicat Sfântului Iosif. Acest an aniversar vine pe fondul pandemiei de coronavirus, când Papa Francisc îi îndeamnă pe credincioși să-i aprecieze mai mult pe oamenii obișnuiți, care, departe de aprecierea lumii, asemeni Sfântului Iosif, își exercită răbdarea în fiecare zi, insuflă speranță și ne fac să înțelegem importanța și responsabilitățile împărtășite. Așadar, chiar dacă și hramul din acest an al Catedralei Sfântului Iosif va fi unul special din cauza restricțiilor impuse de către autorități, preoții se străduiesc să găsească resursele necesare pentru a se apropia de credincioși și, totodată, de a-l face mai mult cunoscut pe Sfântul Iosif ca patron al Bisericii Universale. Tot din 19 martie, de sărbătoarea Sfântului Iosif, patronul Bisericii Universale, a fost lansat și postul de radio al Diecezei Romano-Catolice de Iași, Ercis FM, un radio necomercial dedicat nu doar catolicilor, dar și celor care doresc să afle mai multe despre cultură, sănătate, viața de familie, vocații și misiuni, sau pur și simplu vor să asculte diferite genuri de muzică. Ercis FM va emite pentru început doar online, urmând ca în perioada următoare să continue demersurile pentru a obține frecvențele necesare pentru a intra cât mai curând în casele tuturor. Prin sloganul Mereu alături de tine, Ercis FM își propune să fie mereu alături de cei care au nevoie de un sfat, de un gând bun și, totodată, alături de cei care vor să fie mai aproape de mesajul și învățătura bisericii. Ercis FM. Mereu împreună cu tine. La Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naștere, a fost evocată personalitatea celui care a păstorit eparhia clujeană cu înțelepciune timp de 18 ani. Tălmăcitor al Sfintei Scripturi, mitropolitul, teologul, prozatorul, poetul și dramaturgul Bartolomeu Valeriu Anania s-a născut în data de 18 martie 1921 în Glăvile, județul Vâlcea.
Personalitatea marelui ierarh și cărturar, opera și realizările sale au fost evocate de distinși oameni de cultură, colaboratori și apropiați, printre care academicianul Ion Aurel Pop, președintele Academiei Române, și înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. A fost receptat de-a lungul vieții încă din tinerețe ca un intelectual fin, erudit, ca un scriitor sensibil. A fost supranumit de către Maica Stareță Ierusalima Ghibu Leul Ardealului, și nu fără motiv l-a numit așa, ci urmărindu-i viața plină de încercări, pe care cu ajutorul lui Dumnezeu și datorită calităților sale de luptător le-a biruit. În prima zi a postului mare, în toate bisericile și mănăstirile din Arhiepiscopia Dunării de Jos, s-a rostit canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanul, canonul lacrimilor. Vino, ticăloase suflete, împreună cu trupul tău, de mărtet mărturisește la ziditorul tuturor. Părăsește de acum nebunia cea dinainte și adul lui Dumnezeu, lacrimi de pocăință. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, în al preasfințitul părinte Calinic, a săvârșit în această săptămână de luni până joi slujba pavecerniței mari unită cu canonul cel mare sau canonul Sfântului Andrei Criteanul. Răspunsurile liturgice au fost date de corul mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Canonul Sfântului Andrei Criteanul cuprinde istoria mântuirii noastre așa cum se reflectă ea în Sfânta Scriptură, a Vechiului și Noului Testament, începând de la Adam și mergând până la Hristos, îndemnând sufletul să iubească tot ceea ce este bine și să urmeze și să se ferească de rău, năzuind mereu spre Dumnezeu, prin pocăința însoțită de lacrimi, prin mărturisirea păcatelor și prin faptele bune. Slujba canonului se săvârșește în primele patru zile din postul Paștilor, împărțită în patru părți și integral în miercurea din săptămâna a cincea de post. După știrile din actualitatea religioasă a acestei săptămâni, urmează editorialul Universul Credinței, un cuvânt pentru suflet pe care ni-l adresează în fiecare duminică dimineața colegul nostru Răzvan Bucuroiu. Bună dimineața! Am ales să vorbesc despre ultima frază a Evangheliei de azi, prin care Mântuitorul ne încredințează că vom vedea cerul deschizându-se și pe îngerii Domnului suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Cu alte cuvinte, cerurile devin transparente pentru om, pentru sufletul lui, dar și pentru simțurile lui, căci Mântuitorul ne spune că vom vedea concret. Dacă cerul, cu parte din tainele lui, devine accesibil simțurilor, înseamnă că întreg trupul este chemat la ospățul duhovnicesc. Inclusiv din acest motiv, prieteni, ni se cere să postim, pentru a putea vedea cu trupul și sufletul realitățile veșniciei. Dar mai este ceva aici. Acest du-te vino al îngerilor, acest trafic al înaripaților, care, cu grabă și emoție, duc și aduc vești de la cele de sus către cele de jos, dar și invers. Deja vezi scara lui Iacov, la capătul căreia este Dumnezeu Tatăl, sus, și Iisus Hristos, Fiul, jos. Cerul și pământul, legate acum prin voință divină, culoarea lângerilor, ascensor al informației, rază laseră a mântuirii, baliză a harului. Fericitul Augustin spunea, foarte inspirat, că predicatorii cei buni ai cuvântului vieții sunt ca îngerii Domnului. Ei suie și coboară peste Fiul omului. Și îl dă de drept exemplu pe Sfântul Apostol Pavel, cel care a urcat până la al treilea cer pentru ca apoi să hrănească, umil, cu laptele Scripturilor, sufletele necrescute, nematurizate în Hristos ale contemporanilor săi. Iată o adevărată scară, care le atinge pe cele de sus la fel de bine ca pe cele de jos.
Și noi, dragilor, suntem acum pe scara postului mare. Am pășit pe prima treaptă. Nu a fost greu. Mai avem doar 6 până vom vedea lumina și cerurile trosnind sub presiunea de nestăvilit a învierii. Pe 30 octombrie 2016, în zori de zi, un cutremur puternic a lovit Norcia, în Italia. Catedrala orașului, închinată Sfântului Benedict, s-a prăbușit. A rămas în picioare doar fațada. Cu ajutorul și binecuvântarea Sfântului, lucrările de reconstrucție a bazilicii vor începe în 2021. În câțiva ani va fi așa cum a fost, unde a fost. Până atunci, să urmărim un scurt documentar realizat de Estela Dincă. Anul 594, Papa Grigore cel Mare însemna. A trăit odinioară un om binecuvântat, cu un har deosebit. La aproape 1400 de ani distanță, un alt pontif, Paul al VI-lea, afirma: un făuritor al umanității, un maestru al civilizației, în primul rând crainic al lui Hristos și întemeietor al vieții călugărești în Occident, ce a adus Europei progresul creștin prin cruce, prin carte și prin plug. Figura providențială pentru Biserica Apuseană, dar și pentru civilizația europeană la care făceau referire cei doi suverani pontifi, este Benedict de Norcia. San Benedetto s-a născut la Nursia, Norcia de astăzi, în anul 480, în familia patricienilor romani Anicia. Înclinația spre studiu, spre rugăciune și viața ascetică l-au făcut pe tânărul nobil să se supună ascultării și îndrumării pustnicului Romanus din peștera de la Subiaco. Intrând în cinul monahal, a început chiar din acea grotă și chiar cu frații săi opera de restaurare a disciplinei mănăstirești, care ani mai târziu avea să se concretizeze într-o sinteză a principiilor și normelor de viață monahală, intitulată Regula Vitae Monastice. Regula a fost întocmită în mănăstirea de la Monte Cassino, cel din tâi lăcaș benedictin, ale cărui baze le-a pus în anul 529. Ea reflectă figura și misiunea Sfântului, care era preocupat de slăvirea lui Dumnezeu prin rugăciunea comunitară și pastorală, de împlinirea voinței divine prin umilință și ascultare. Într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic și social, Sfântul Benedict a reușit să insufle comunităților monahale pe care le-a întemeiat spiritul muncii și al rugăciunii nemai întâlnit până atunci. Ora et labora, roagă-te și muncește. Acesta este crezul ordinului benedictin. Benedict s-a stins pe 21 martie 547. În 1220 a fost ridicat în rândul sfinților. Multe dintre valorile și realitățile Europei de astăzi îi se datorează Sfântului Benedict, iar așezarea creștinătății europene sub ocrotirea sa în 1964 de către Sfântul Părinte Paul al VI-lea a reprezentat o binemeritată recunoaștere a acestui fapt. În perioada postului mare, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale au intensificat acțiunile filantropice. Impresionați de situația unei familii nevoiașe care locuiește într-o casă dărăpânată, voluntarii au hotărât să sprijine cu materiale de construcții ridicarea casei în care vor sta în condiții decente cei 4 membri ai familiei. Tot în această perioadă, voluntarii au ajuns și la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu din București, unde au oferit aparatură medicală pentru secția de terapie intensivă și pentru secția ORL. Sensibil la suferința aproapelui, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale nu au rămas indiferenți la situația financiară dificilă a unei familii din localitatea prahoveană Trestienii de Sus. Impresionați de condițiile precare în care locuiesc cei doi copii ai familiei, voluntarii au hotărât să pună la dispoziție toate materialele necesare pentru ridicarea unei case noi unde vor putea locui în condiții decente cele 4 persoane din familie. Primul pas în construcția locuinței a fost turnarea fundației. Ne vom ocupa de a-i sprijini cu materiale de construcții până la finalizarea acestei case. O casă care va ajuta în primul rând cele două fetițe care au nevoie de condiții foarte bune pentru a merge la școală și pentru a-și duce viața mai departe în condiții foarte, foarte bune. Cu ajutorul dumneavoastră putem să ridicăm și noi o casă la fete. Că nu aveam decât o cameră
și restul era dărâmat. O minune de la Dumnezeu, așa ceva. Eu nu mă gândeam că o să poate să vină cineva să mă ajute atât de mult. Și nu am cuvinte să ce să văd. Eu pot spune că nu doar părinții sunt niște oameni deosebiți, dar să știți că mai ales cele două fete, cred eu că vor ajunge să facă cinste și bisericii, pentru că ele își practică foarte frumos credința, dar cred eu și societății. În această perioadă a crizei sanitare, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale continuă campaniile de sprijinire a instituțiilor medicale. Astfel, în data de 18 martie, un camion încărcat cu aparatură medicală și instrumentar chirurgical a poposit în curtea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din București. Valoarea bunurilor oferite s-a ridicat la suma de 23.500 euro și a constat în 3 pompe injectomate, un sistem pentru chirurgie pediatrică minim-invazivă ORL și instrumentar chirurgical. Sprijinul oferit este extrem de mare, întrucât ne-a ajutat în a achiziționa un sistem video extrem de performant, care poate fi adaptat atât la elementele de bronhoscopie pentru a vizualiza patologia din arborele bronșic al copilului, precum și la microscop, ocularul de la microscop, oferind o rezoluție Full HD a câmpului operator și permițând niște intervenții deosebite, cu un grad mare de dificultate, atât de necesare în cazul copiilor și mult mai frecvente în cazul copiilor în sfera ORL. Aceste aparate au și ele o durată de viață, necesită mentenanță, întreținere, așa încât ele trebuie înlocuite din când în când schimbate. Cele pe care le-am primit acum cu ajutorul Patriarhiei sunt niște aparate injectomate și pompe de perfuzie extrem de performante, care ne vor ajuta, sunt convins, extrem de mult în îngrijirea acestor pacienți. În ultimul an, donațiile oferite de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu au fost în valoare de 42.000 de euro. Viața călugărilor ortodoxi români a fost pusă la grea încercare imediat după instaurarea regimului comunist în România. Mai bine de jumătate dintre monahi au fost îndepărtați cu brutalitate din mănăstiri și schituri. Unii au renunțat la rasa monahală, alții s-au refugiat în mănăstirile care au scăpat de potără, iar alții au făcut ani grei de închisoare. Zilele trecute, la Biserica Apostol din București, părintele Valerian Grecu ne-a vorbit despre patimile pe care le-a trăit în închisorile comuniste, dar și despre suferință, jertfă și dragoste de Dumnezeu. Discipol al marilor duhovnici Ioan Iovan și Arsenie Boca, părintele Valerian Grecu și-a petrecut 24 de ani din viață în temnițele comuniste, trecând pe la Gherla, Poarta Albă, Râmnicu Sărat și Aiud. Astăzi, la 90 de ani, este un mărturisitor al acelor vremuri de restriște. Să-l urmărim! La 17 ani am bătut drumul, am auzit din mănăstirea Vladimirest. M-a călugărit în 1952. Mi-a pus numele Valerian. Securitatea ne-a forțat să părăsim mănăstirea. A venit să ne aresteze, n-a putut. Să ne aresteze ca să sări poporul sată de pe împrejur. Totuși ne-au condamnat pe 2 ani la port ilegal de uniformă, abuz în funcții și refuz de evacuare. Noi n-am părăsit mănăstirea. A adus armata și a înconjurat pădurea ca să nu mai vină lumea spunând că are niște partizani în mănăstirea asta. Noi am aflat, ne-am închis în mănăstire. Am tras zăvoarele, copii sub 30 de ani, tot fără experiență, fără cutare, dar cu duc de jertfă. Noi am tras zăvoarele pe denuntul, dar de unii că noi când ne-am dus acolo, am spart brațântul altar, am făcut o ușă de tablii. Și când a dat cu cizma, a spart tablirii, s-a intrat cu câinii, securitatea, a vărsat potirile. Și un călugăr de-a nostru care a murit 2 ani acum, Cesare, s-a suit pe biserică. Și de acolo s-a pus să strige. Anticriștilor! Ați venit în mezul nopții și n-ați venit ziua! Ne-a pus în dubiu, s-a luat drumul Bârladului. Dar cu suferința care Dumnezeu m-a trecut, am primit-o ca pe un leac. Am ajuns la ziua la securitate. Ne-a băgat într-o cameră de 4x4, 40 de călugări acolo cu haină.
Cele mai grele au fost anchetele, mai grele ca moartea, și mai grele ca moartea a fost, avea nevoie. Am stat 40 de zile în cea mai neagră și cruntă vestuire. Dar am zis, Doamne, am cerut viață de martir. După 40 de zile de Sfântul Gheorghe, nouă ziua mare, care și el un martir a fost, ne-a pus pe dubiu și ne-a dus la Focșani. Acolo, sigur, ne-am rugat, văzând că ne rugăm, ca drept pedeapsă, din toate celulele care erau, toate hârdaiele care veneau din celule, se vărsa într-o hazna, în bătaie de joc, ne spuneam, călugării, hai la tragere! Și scoteam cu căldările în ciubere, materiile fecale, se duceam în Milcov. Masa era terci, am găsit și caiele, copite de mață, de oaie, mâncai. Când am venit în închisoare, mama mea, care nu mă văzuseră, mamă, tu ești? Eu sunt mamă, zic. Mamă, nu mai plânge că am venit din rai. În rai am fost cu sufletul și în iad cu trupul. Acum, și cu trupul și cu sufletul în iad. Ce văd, ce aud, câtă lașitate, câtă pasivitate de a mărturisi pe Hristos. Pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi martiri, miluiți-ne pe noi. Amin. Interviul integral cu părintele Valerian Grecu, un mărturisitor al credinței creștine în temnițele comuniste, îl puteți urmări pe rețelele noastre de socializare, YouTube sau Facebook. În minutele care urmează, un portret al scriitorului basarabean Nicolae Dabija, plecat recent dintre noi. Intelectual de excepție, poetul Nicolae Dabija va rămâne un patriot român care a luptat neîncetat pentru eliberarea Moldovei dintre Prut și Nistru de sub regimul bolșevic la sfârșitul secolului 20. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Dacă vreți să ne faceți un portret al regretatului Nicolae Dabija. La Chișinău s-a proclamat zi de doliu, ziua de 15 martie, ieri, când a fost înmormântat. Eu aș începe prin a proclama o zi de doliu pe întreg pământul românesc. Pentru că Nicolae Dabija a fost unul dintre acei intelectuali, scriitori, poeți, creatori din partea stângă a Prutului, care alături de Dumitru Matkovski, Grigore Vieru, Leonida Lari, au folosit împrejurările pe care le-a adus perestroica în partea aceea de lume și în 1989 au lansat o campanie extraordinară de eliberare a Basarabiei de sub ocupația rusească. În 15 iunie 1989, Nicolae Dabija, conducând revista Literatura și Arta, a smuls literele rusești de pe pagină și le-a înlocuit cu literele latine sacre. Era un gest extraordinar pe care noi greu îl putem înțelege probabil aici. Dar aceasta a determinat proclamarea curând a limbii române ca limbă stăpână și în partea aceea de Românie aflată, cum spuneam, sub ocupație. În 24 decembrie 1989, la Moscova, fiind membru în Parlament, alături de cei pe care i-am menționat și alții, Moșanu și Hadârcă și alții bărbați de acolo, Nicolae Dabija, aflând de la Gorbaciov că cineva de la București a cerut trimiterea de trupe rusești ca să salveze, vezi, Doamne, Revoluția, ce fusese deja furată de gruparea lui Iliescu Brucan Roman, i-au strigat lui Gorbaciov, nu! Dacă e nevoie, dacă ar fi nevoie, mergem noi, românii de la Chișinău, facem noi batalioane de voluntari și mergem. Acest strigăt a fost auzit la Chișinău și când s-au întors ei, a doua zi, la aeroport, i-au întâmpinat, le-au prezentat onoare, cum se numește, le-au prezentat raportul batalioanele de voluntari pregătite să vină la București, dacă ar fi fost cazul.
Pe perioada stării de alertă, Muzeul Țăranului Român își continuă desfășurarea activităților și evenimentelor cu public. În colaborare cu Complexul Muzeal Bistrița Năsăud, Muzeul de Artă Comparată St. George Băi, a avut loc joi, în sala Irina Nicolau, vernisajul expoziției Incandescent. Un reportaj de Lucia Toader. Săptămâna aceasta, joi, 18 martie, la Muzeul Țăranului Român, a avut loc vernisajul expoziției Incandescent, în parteneriat cu Muzeul de Artă Comparată St. George Băi. Cahla este o placă de teracotă sau faianță folosită la construcția sobelor de mai bine de 500 de ani, devenind, prin felul în care sunt ornate, obiecte de artă. Expoziția se vrea un dialog între generațiile de artiști. Unii au propus modelarea directă în lut sau porțelan, cu arderea în cuptor electric ori în sobă, iar alții au recurs la tehnici și abordări complet noi. 43 de expozanți cu o serie de cahle, obiecte de artă, îmbinări de ceramică, hârtie, ipsos, fibră și fier. Curatori, Maxim Dumitraș și Constantin Ținteanu. Iar dintre numele artiștilor se numără Eugen Alupopanu, Ciprian Ariciu, Ilie Boca, Anca Boiriu și mulți alții. Noi am fost nevoiți să reportăm o parte dintre activitățile curente ale muzeului din 2020 în 2021 și ne-am gândit la această expoziție pentru că este o continuare a unei colaborări mai vechi a muzeului nostru cu Complexul Muzeal Județean Bistrița Năsăud, mai exact cu secția Muzeul de Artă Comparată din St. George Băi. În tradiția răsăriteană, prima duminică din postul Paștelui este închinată biruinței dreptei credințe asupra tuturor ereziilor. Corneliu Vlad Matache a realizat un material pe această temă pe care vă invităm să-l urmăriți. Duminica Ortodoxiei sau Duminica Triumfului Dreptei Credințe sărbătorește restaurarea cinstirii icoanelor în tipicul bisericii, dar și în viața particulară a creștinilor, prin decizia Sinodului al VII-lea Ecumenic de la Nicea din 787, confirmată de Conciliul Local de la Constantinopol din 843. Pentru bisericile de tradiție apostolică, refuzul venerării icoanelor reprezintă sinteza tuturor ereziilor, prin negarea întrupării lui Dumnezeu. Teologia imaginii care a generat disputele iconoclaste din secolele 8-9 are la bază cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Hristos este icoana Dumnezeului nevăzut, născut înainte de orice făptură. Sfințenia constă tocmai în restaurarea imaginii lui Dumnezeu în noi, așa cum era la început, înainte de a fi alterată de cădere. Iată de ce Duminica Ortodoxiei a fost fixată la începutul postului mare, după Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, postul fiind înțeles ca o asceză a privirii, a modului în care vedem lumea. În prima duminică din postul Paștelui erau prăznuiți în vechime Moise, Aron și Samuel. Citirile din apostol fac referire la acești profeți ai Vechiului Testament care și-au trăit viața pe baza unei făgăduințe a cărei împlinire nu au văzut-o decât după coborârea lui Hristos în părțile cele mai de jos ale pământului. Icoanele prorocilor și ale sfinților aduc mărturie că omul creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu a primit prin jertfa și învierea lui Hristos posibilitatea de a se îndumnezei, de a deveni el însuși o imagine vie a lui Dumnezeu. În tradiția bisericii răsăritene, la vecernia din ajunul sărbătorii și a doua zi după Sfânta Liturghie, au loc procesiuni cu sfintele icoane, mărturii ale dreptei credințe în fața spiritului acestui veac. Contextul generat de pandemia de coronavirus a făcut ca astfel de procesiuni să nu mai aibă loc, ceea ce unii au considerat a fi o formă mascată de iconoclasm. Dar credința a rămas aceeași, iar icoana și-a păstrat rolul său liturgic, chiar dacă măsurile de prevenție și-au pus amprenta asupra felului în care a fost venerată. Au fost vremuri când doar simpla ta credință putea fi un cap de acuzare, cu consecințe dramatice. Au fost vremuri când a-L mărturisi pe Hristos era un gest de curaj suprem. Din păcate, vremurile acelea nu au apus încă. În continuare, sărbătorile săptămânii cu jurnalistul Silviu Andrei Vlădăreanu.
Bună dimineața! Joi, pe 25 martie, este marea sărbătoare a Bunei Vestiri, dar tot joi facem și pomenirea unui sfânt patriarh al Rusiei, patriarhul Tihon. El s-a născut în 1865 în familia unui preot evlavios de lângă Pskov, iar după absolvirea seminarului s-a înscris la Academia Teologică din Sankt Petersburg. Acolo, în glumă, dar s-a dovedit că profetic, colegii îl porecliseră patriarhul. În anul 1897, la numai 32 de ani, Sfântul Tihon a fost hirotonit arhiereu și apoi trimis în Statele Unite ca episcop de Aleutine și Alaska. Era singurul episcop ortodox pe întreg continentul nord-american. Sfântul Tihon a reușit atunci ceva ce Biserica Ortodoxă astăzi a rare ori reușește. A reușit să-i facă pe credincioșii săi de toate neamurile să depășească barierele culturale și etnice. A reușit să-i determine să pună credința înaintea naționalității și să fie cu toții uniți în adevăr. Ceea ce astăzi este piatra de potignire pentru bisericile ortodoxe surori a fost pentru Sfântul Tihon temelia lucrării duhovnicești și misionare, pentru că el spunea un mare adevăr. Cu cât mai strânsă legătura dintre ortodoxi și de diverse etnii, cu atât mai puternică ortodoxia pe pământ. În februarie 1907, Sfântul Tihon a revenit în Rusia, iar în 1917 a fost ales patriarh al Moscovei și al întregii Rusii. Erau vremuri grele. Bolșevicii încercau să se impună prin teroare, abuzuri, intrigi și violență, iar biserica reprezenta una din principalele lor ținte, pentru că era sursa de venit pe care contau cel mai mult. Biserica trebuia jefuită, iar pretextul găsit atunci era hrănirea populației infometate. Sfântul Patriarh Tihon a avut însă tăria să-i înfrunte pe bolșevici și le-a scris: "Reveniți-vă, nebunilor! Săvârșiți lucrarea diavolului și asta pe voi vă va duce în iad, iar urmașii voștri vor fi blestemați încă din această viață." În 1925, în ziua de 25 martie, la praznicul Bunei Vestiri, după arest la domiciliu, anchete, batjocură și suferințe, Sfântul Patriarh Tihon s-a mutat la veșnicele locașuri. Cu nădejde la mira lui Dumnezeu pentru rugăciunile lui, să nu uităm totuși trecutul, ca să nu fim condamnați să-l retrăim. Doamne ajută! Rămâneți cu noi, rămâneți cu Universul Credinței. Iată ce vă propunem în partea a doua, începând cu ora 8. Când am venit eu la Dumbrava, în locul unde ne găsim acum, era pășunea animalelor. Ne-am gândit că ar fi foarte bine venit o mănăstire în această zonă, pentru că până la Rămeț nu este nicio mănăstire, iar până la Nicula, pe ruta aceasta iară. E tot ce se vede aici n-a fost de la mine, ci de la Dumnezeu. Noi suntem doar niște unelte prin care Dumnezeu lucrează. Așa, după cum spunea Răzvan Bucuroiu în prefața volumului Chipurile Umilinței, Grigore Leșe a ajuns la măsura acelei vibrații artistice atât de inconfundabile și atât de necunoscute, spunând lumii câte ceva din taina încifrată a ADN-ului doinitor al românilor. Urmează Cartea de Duminică. La Cartea de Duminică de astăzi am ales, în plin post, să vorbesc nu întâmplător despre umilință. Și mă refer acum la umilința mărturisită de un artist muzician. Chipurile Umilinței. Amintiri, destăinuiri, mărturii, Grigore Leșe, în dialog cu Răzvan Bucuroiu. O carte apărută la editura Lumea Credinței. Ți-e greu să crezi atunci când îl vezi mândru și falnic pe scenă pe Grigore Leșe, că de-a lungul anilor a avut parte și de lovituri, de bocancul greu al nepăsării și al injusteții. Poți doar să intuiești, dacă îl cunoști mai bine, atunci când vezi atenția pe care o acordă nedreptățiților sau pezevenghilor pe care îi întâlnești la fiecare colț de stradă. Am dat examen la Conservatorul din Cluj, dar pentru că la fagot nu era decât un singur loc, a fost admis un coleg de-al meu. Am făcut cerere la minister și, teoretic, trebuia să se accepte un al doilea loc. Însă acel al doilea loc a fost acceptat pentru pian. Atunci a trebuit să merg în armată. Am condus tancuri.
După un an și 4 luni, a trebuit să fac împrumut ca să-mi cumpăr instrument. Am lucrat apoi cu copiii din Lăpuși și timp de 17 ani nu am mai dat din nou concurs la conservator. Destinele pot fi frânte de neaveniți. Cu totul altfel a fost în cazul lui Grigore Leșe. O tomografie minuțioasă făcută cu meșteșugul dialogului lui Răzvan Bucuroiu, dar și o topografie, pentru că Grigore Leșe, însoțit de interlocutorul lui, merg prin toate locurile copilăriei, ale adolescenței, ale tinereții și ale maturității. Fiecare loc are o poveste. O redescoperă retrospectiv la rece, măsoară amplitudinea trăirilor de altă dată și derulează pe parcursul celor mai bine de 200 de pagini hărți interioare marca Grigore Leșe. Își mărturisește căutările febrile, iubirile, rătăcirile, dezamăgirile și singurătatea în fața execuției etichetelor oamenilor. Dar ceea ce se simte din muzica și din destăinuirile sale este că întotdeauna singurătatea i-a fost ostăită de dragostea pentru muzică și de credința sinceră în Dumnezeu. Icoana nu este un tablou, pentru că ea oferă imagini concrete în sufletire, deschizând o ușă către ceruri. Și tocmai de aceea, privind-o, trecem dincolo de materie, întâlnindu-L pe Dumnezeu. Urmează 3 minute din ora de religie. Dragi ne sunt toate lucrurile care ne amintesc de Domnul nostru Iisus Hristos. Cruciulița de la piept ne amintește iubirea cu care El s-a jertfit pentru noi și a înviat. Brățara, metanier, ne îndeamnă să vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune. Iar icoanele din biserică și din casă sunt ca un portret de familie a lui Dumnezeu. Căci acolo îi vedem pe Iisus, pe Maica Domnului și pe Sfinți, care sunt frații noștri mai mari. Pentru o vreme, în Imperiul Bizantin, unii oameni s-au străduit să scoată icoanele și din casele creștinilor, dar chiar și din biserici. Căci, spuneau ei, numai lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm. Ei nu înțelegeau că noi nu ne închinăm lemnului sau hârtiei pe care este făcută o imagine sfântă. De fapt, privind la icoană, noi ne îndreptăm mintea și închinarea către Dumnezeu. Acest lucru l-au arătat Sfinții Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic. La biruința adevărului, un rol important l-au avut și împărătesele Irina și Teodora. Ne amintim și ne bucurăm de izbânda dreptei credințe în prima duminică din postul Învierii, numită și Duminica Ortodoxiei. Adevărul este că, dacă Hristos n-ar fi devenit om, nu l-am fi putut picta în icoane. Dar El s-a născut printre noi, iar oamenii L-au văzut încă de când era un bebeluș. Sunt sigur că, dacă tehnica ar fi permis, I-ar fi făcut și fotografii, așa cum și voi aveți poze încă de când erați mici. Gândiți-vă cât de frumos ar fi fost să avem o poză cu Iisus. Ne-au rămas însă desene și picturi ce Îl înfățișează pe Hristos, pe Maica Sa, ori pe Sfinții Apostoli. Tradiția atribuie prima icoană chiar Apostolului Luca, Evanghelistul. Descoperim astfel de icoane și la mormintele martirilor și în catacombele întâilor creștini. Și, alături de cruce, icoanele au împodobit dintotdeauna bisericile și casele creștinilor. Icoana nu este o descriere realistă ca un tablou, ci ea ne inspiră, prin simboluri, ca mintea noastră să se ridice de la această lume materială către ceea ce se află dincolo de ea. Căci icoana însăși este scrisă cu nenumărate înțelesuri. Pictarea icoanelor este, deci, mărturisirea adevărului. N-ai vrea să pictezi și tu o icoană a Sfântului tău protector, pe hârtie, pe lemn sau pe sticlă, de ce nu? Dialogurile dimineții continuă. Teologul Teodor Baconschi ne propune să luăm aminte la întâlnirea cu Maestrul, cu Cel care îți modifică viața, punând-o pe făgașul cerut de Dumnezeu. Maestrul, un adevărat trimis al Domnului în viețile noastre.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Dialogurilor Dimineții. Suntem în prezența lui Teodor Baconschi. Bună dimineața! Bună dimineața! Am vorbit primele ediții despre umor, am vorbit apoi despre familie. Crescendo, urcăm către o nouă temă importantă și aceasta, poate mai importantă decât toate. Este vorba despre maestru, recunoașterea maestrului, recunoașterea drumului în viață. Este o chestiune care frământă pe fiecare dintre noi. Cum îți recunoști maestrul? Aici creștinismul are cea mai frumoasă tradiție, direct legată de persoana învățătorului Iisus Hristos, deci a lui Logosului ca pedagog al omenirii. Pedagog către mântuire, pedagog către perfecțiune, către desăvârșirea lăuntrică. Și această ipostază a Mântuitorului a fost prizată de toți mari autori patristici, începând cu Clement Alexandrinul, să spunem. Nevoia de modelare te duce la ideea de model, numai că azi avem o problemă cu modelul. Modelul înseamnă că tu recunoști când te formezi ca ucenic în cele ale duhovniciei sau culturii. Sunt tot una, ar trebui să fie tot una sau unui profesor. Să recunoști că cineva înaintea ta a atins excelența, că cineva înaintea ta e atât de bun încât merită să fie imitat. Și să mergi pe urme. Ori această relație se naște nu autoritar și unilateral dinspre un magistru care își impune ucenicii, ci dinspre niște oameni înzestrați, dar nedumeriți, nelămuriți, în formare, care au încă o personalitate embrionară și care caută acest model. Îl caută privind de jur împrejur și cu cât privirea lor se rafinează, cu atâta capătă un simț al magisteriului. Deci recunosc modelul. Până la urmă și în relația cu duhovnicul. Sigur, poți să te duci la duhovnicul care e preotul tău de parohie, dar în general ne găsim mai greu călăuzitorul duhovnicesc pentru că el nu ne-a chemat. Noi simțim chemarea de a-l căuta și primim și darul de a-l descoperi într-o anumită persoană. Ori astăzi, dacă noi ne considerăm cei mai deștepți din istorie sau ni se spune că suntem cei mai grozavi, cei mai inteligenți, cei mai avansați, evident că dialectica aceasta între magistru și discipol intră într-o anumită criză și nu o putem nega. Pe de altă parte, ne plângem zi de zi de faptul că societatea e năucă, debusolată, demoralizată, de absența modelelor. Sigur că da. Cine mai e un model necontestat într-o societate a indignării și a contestației permanente? Teodor, dar tu cum ți-ai găsit sau cum ți-ai descoperit maestrul? Cred că toți cei care încep prin a citi cărți de mici și apoi în liceu, în facultate, care sunt pasionați de lectură, au în primul rând maestrii din trecut. Oricând deschis privilegiul unei comuniuni cu marile spirite ale umanității, nu mai trăiesc ele operele lor, îi fac să trăiască și ți-i fac accesibil ideile lor, biografiile lor, sunt pline de exemple cu care te confrunți ca să te definești pe tine însuți. Pe de altă parte, eu am crescut într-o generație care respecta ideea de model. Noi ne căutam modele, că era Noica, că era Anton Dumitriu, că erau alți mari oameni ai epocii, în pofida contextului politic. Ca tineri, sau cu atât mai mult. Ca tineri aveam setea aceasta de a ne asemăna cu niște oameni admirabili, deci de a ne măsura cu ei, nu cu atâtea și atâtea contramodele. Deci, asta e o igienă sufletească și pedagogică prin care trec toate generațiile umane. Eu insist pe ideea că toți avem la rândul nostru nevoie de dialogul cu niște magiștri și în creștinism acest dialog este instituit atât prin taina spovedaniei, cât și prin, cum spuneam, dimensiunea pedagogică a lui Hristos.
dar și prin succesiunea apostolică, pentru că până la urmă e o succesiune a Harului din generație în generație, dar este și o legătură interumană care se perpetuează de peste două milenii și care face din biserică o rețea vie în care toți suntem contemporani între noi. Nu există anacronism în biserică, nu există dincolo de conștiința noastră istorică, o ruptură între noi și valorile pe care creștinismul le-a generat. Nu există modă, nu există conjuncturi care să fie depășite. Sunt depășite sau... pentru că ne mișcăm în istorie, în timpul cosmic și asta ne obligă să adoptăm formule noi, să ne lărgim orizontul de cunoaștere, dar nu există conflict între, da, suntem perfect contemporani între cu noi și tezaurul pe care da. Sfinții, atât pe plan intelectual, cât și pe plan mistic, ni l-au transmis. Cum arată despărțirea de maestru Teodor? La un moment dat trebuie să aibă loc această despărțire între ucenic și maestru. Relația maestru-ucenic seamănă cu o naștere spirituală și, așa cum se întâmplă în ordinea fizică, biologică, la un moment dat copilul devine adult. Deci ucenicul se emancipează fără să-și uite sau să-și disprețuiască magistrul, dar pregătindu-se să devină el însuși modelul altcuiva. Practic asta este ceea ce leagă generațiile și aceste forme de cunoaștere, această continuitate care trebuie să fie neîntreruptă și dusă cumva așa, într-un stil firesc, într-un mod firesc. Și care funcționează, pentru că orice om care face performanță de orice fel, azi, a avut magiștri asumați. Mulțumim! Aceasta cred că este concluzia cea mai sănătoasă pe care putem să o lăsăm acum la sfârșitul acestei ediții. Teodor, îți mulțumim foarte mult! Dragi prieteni, rămâneți aproape, urmează alte teme la fel de interesante sau poate chiar mai interesante. Dragi prieteni, aceasta a fost prima parte a Universului Credinței. Ne revedem peste 10 minute cu partea a doua. Rămâneți cu noi!